Bună, iubițelelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă. Iubițelelor, astăzi e o zi tare frumoasă pentru noi. Și am făcut o nouă comandă la Oriflame și vreau să spun că sunt deosebit de încântată de produsele care au venit. O să vedeți și voi. E o simfonie aici de arome și culori. Bun, hai să începem cum începem noi și hai să vă semnalez un produs. E vorba de această băutură răcoritoare. Am să țin așa, e de preferat să se vadă produsul mai bine, să avem o vedere perfectă asupra produsului. Deci, e vorba de o băutură răcoritoare care se numește Royal Crown Cola. Bun. Și ce este de fapt? Este o băutură pe bază de cola. Ea are propria ei personalitate, după cum vedeți, propriile ambalaje sunt altă, nu au nicio legătură nici cu Coca-Cola, nici cu Pepsi-Cola și totul este foarte clar, nu ai cum să le încurci la raft, nu ai cum să cumperi altceva, deci dacă tu vrei Coca-Cola sau Pepsi-Cola, nu ai cum să cumperi altceva. Bun. Voiam să lămuresc aspectul acesta. Deci este o băutură pe bază de cola, un fel, ca să zicem așa, un fel de Coca-Cola, un fel de Pepsi-Cola, mă rog, în fine. Deci o băutură pe bază de cola, o băutură răcoritoare, dar foarte bună. Eu am fost curioasă să văd ce m-a frapat acest cuvânt de la baza recipientului, cola. Am văzut că se numește Royal Crown Cola și am zis, hai să văd despre ce e vorba. Vreau să gust, vreau să văd dacă îmi place. Îmi place foarte mult, băutura e foarte bună. Eu am cumpărat recipientul acesta, băutura aceasta din Carrefour, așa, din Carrefour, și a costat cam, nu știu, 3 lei și ceva. Ceva de genul acesta, undeva, nu știu, 3,50 lei, 3,64 lei, nu mai știu exact, dar undeva pe aici este prețul. Și m-am uitat și pe etichetă, pe ceea ce scrie aici, și spune că este produsă în Statele Unite, în Columbus, Georgia, adică în orașul Columbus, statul Georgia. Ce să zic, da, și e numită și Southern Slow. E o băutură, zic ei, e o băutură pe care să o deguști în acel ritm mai lent, joie de vivre, din sudul Statelor Unite și implicit din Georgia. Băutura este excelentă, ce să mai, nu mai. E superbă, e superbă, mie mi-a plăcut foarte mult și am zis să vă semnalez și vouă. Nu are zahăr, no sugar. E minunată. Bun, ia să vedem ce mai avem noi aici. Așa, lacul de unghii. Iubițelelor, pentru că și privitorii nu sunt tot timpul aceiași, eu zic de fiecare dată să precizez și oja pe care o am eu pe unghii, de ce nu? Lasă să știe toată lumea, pentru că altfel parcă e păcat. Uite, și această nuanță este C03 Love Game și C03 e cel mai simplu de reținut. Oricum, eu în bara de descriere vă trec toate datele. Este de la Catrice, din gama Heart Affair. Foarte frumoasă, eu sunt deosebit de încântată de ea. Bun. Ce mai avem? Ce mai avem? Cred că oare să fie numai astea deocamdată? Iubițelelor, dacă mai găsesc ceva. A, nu, uite că mai știam eu că trebuie să mai fie ceva. Uite, am depistat la Profi această pastă de dinți de la Colgate, Max Protect, Detox, cu o multiprotecție, cu agent antibacterian. În fine, cert este că e foarte bună. Mie mi-a plăcut și îmi place foarte mult și am zis să vă semnalez și pe ea. Un produs foarte bun. Bun, și acum chiar cred că am terminat cu produsele care fac deschiderea
videoclipului. Voiam să spun deschiderea emisiunii, dragă, dar nu erau nici așa. Știi cum e, nu? Așa. Bun, și acum să începem cu produsele pe care efectiv le-am comandat de la Oriflame și cu ce să începem. Păi, o să începem așa. Începem cu această cremă de mâini, Blooming Blossom, care este dintr-o colecție, ca să zic așa, de primăvară și e nou lansată. Și după cum vedeți, e cu flori de cireș, cu aromă de flori de cireș, iar ambalajul este absolut deosebit, trebuie să recunoaștem asta. Hai să vedem un pic și cum miroase. E superbă alcătuirea asta, combinația asta, uitați, și chiar m-a uimit acest roz de la capac, continuat aici în partea aceasta, când de obicei era strict în culoarea, da, recipientului. Foarte frumos. O idee foarte bună. Hai să vedem. E superb. E superb. E un, cum vă spuneam, flor de cireș și este o aromă superbă, superbă de primăvară și izbucnește așa cum puternic în, nu știu, pusee. Știi cum, așa cum îmbobocesc deodată, știi, florile și deodată se deschid, așa și aroma aceasta. E superbă, e superbă și chiar vă recomand. Nu am cumpărat și gelul de duș, dar cu siguranță are aceeași aromă, deci trebuie să fie excelent. Ce am mai cumpărat? Am cumpărat, în schimb, săpunul din această colecție, Blooming Blossom, uitați, la fel, același ambalaj absolut minunat. Și hai să deschidem săpunul, să vedem cum miroase și cum arată. În revistă arăta absolut excelent și am zis că, nu știu, trebuie neapărat să-l cumpăr. Și uite cum arată, exact ca o floare. Vai, și un parfum minunat. Uite cum arată, deci exact ca o floare, efectiv o floare de cireș. Ia uite, e absolut superb. Și în acest roz, stai, poate să-i punem așa, în acest roz mov, roz lila. Superb, superb, superb. Și mirosul e încântător. Același parfum deosebit. Trebuie neapărat să vă luați și voi. Așa. Bun. Deci avem acestea două. Hai să încheiem cu produsele de tipul acesta, știi, de îngrijire corporală. Am luat dintr-o nouă gamă, Simple Joys, am cumpărat acest gel de duș care este cu ananas organic, with organic pineapple, din gama Love Nature. Deci e vorba de gama Love Nature și hai să, deja aici are un fel de sigiliu, dar l-am scos deja ca să nu ne deranjeze în timpul emisiunii. Da, e un parfum minunat de ananas, efectiv ananas, așa cum deschideți fie conserva cu bucățile de ananas în suc dulce sau când tăiați ananasul proaspăt, exact același miros îmbătător, miros absolut superb de ananas. Foarte frumos, foarte frumos, e deosebit. Și hai să ne mai uităm odată și la ambalaj, cât de frumos e, simplu, Simple Joys. Bucuriile simple ale vieții, de fapt, înseamnă lucrul acesta. Așa. Și uite ce frumos arată ambalajul cu ananasul atât de îmbietor și e foarte bun faptul că s-a păstrat sau, mă rog, s-a urmărit ca și gelul de duș să aibă această culoare, să fie de culoare galbenă. Așa. Deci, superb. Ce mai avem? Ce mai avem? Ce mai avem? În loc de
Transport, știi cum e, că la Oriflame ți se dă posibilitatea să comanzi un produs prin care suplinești transportul. Și eu cred că e foarte bun lucrul acesta. Sigur, fiecare procedează cum crede că e mai bine de cuvință pentru el. Dar cred că e foarte bine să ți se dea posibilitatea aceasta. Și, de exemplu, transportul costă 11 lei, dacă nu mă înșel, la Easy Box. Bun. Și tu cumperi ceva de 15 lei, plătești numai diferența, da? Sau dacă e ban pe ban, practic nu plătești transportul și ai un produs. Sau plătești, cum spuneam, diferența, care poate să fie foarte mică și tu te alegi cu un produs. Așa. Acesta, uite, hai să vi-l prezint mai întâi așa. E vorba de un toner, o loțiune tonică, Comforting Facial Toner, și e din gama Optimals. Iar acesta e cu vitaminele B3, B5 și cu pantenol. Nu știu, eu abia aștept să-l folosesc, nu am mai comandat până acum, dar chiar abia aștept să-l folosesc. Cred că m-am ferit pentru că știu că face parte, mă rog, dintr-o gamă cu niște produse. Aici trebuie să mă documentez și eu mai bine să văd despre ce este vorba. E ceva foarte, o cremă, niște creme care acționează asupra tenului la nivel de, nu știu, nu-mi dau seama, albire, curățare de eventuale pete. Aici trebuie să mă lămuresc dacă e ceva foarte blând pentru ten și sau e ceva cam puternic, de aia m-am ferit. Dar na, când am văzut acum că totuși e cu vitaminele B3, B5 și rezultate din plante, obținute din plante și cu pantenol, să vedem și am să vă spun și vouă cum s-a comportat tenul. Așa. Bun. Ei, și acum avem niște produse de machiaj. Să începem mai întâi cu lacurile de unghii. Acestea sunt, ia uite ce frumoase. Și am să le pun așa în ordinea culorilor de la cel mai, de la lacul de unghii cel mai închis la cel mai deschis. Ele sunt din gama Uncolor. Au numai 5 ml, dar dragele mele, nu lăsați să vă împiedice acest aspect. Aveți aici lac de unghii, aveți ojă aici în recipient, să vă dați liniștite, nu vă cramponați de faptul că sunt numai 5 ml și vai de mine, din două aplicări se termină. Nu, dragă, nu se termină. Așa. Iar aceasta este nuanța Cocoa Dream. Cocoa Dream. Și nu știu, mie mi se par absolut, absolut superbe. Și teoretic vor face un contrast, uite, sau să așez așa. Vor face un contrast foarte frumos cu pielea, un contrast absolut superb cu pielea. Absolut minunat. Ia să vedem, să vă arăt și pensula, să șterg așa un pic. Uite cum arată pensula, e foarte ușor de folosit, deci nu e o problemă. Pare și parfumat un pic, sau mă rog. Așa, următoarea nuanță se numește Ginger, e Ginger Caramel sau Caramel, da, mă rog. Deci Ginger Caramel sau Ginger Caramel, și e nuanța medie, acest maro de intensitate medie. Iarăși foarte frumos și iarăși va face un contrast absolut, mă uit și eu, va face un contrast absolut superb cu pielea. Absolut superb. Așa, a treia nuanță și cea mai deschisă dintre cele trei se numește Latte Taupe. Și uite și asta cât de minunată poate să fie, cât de frumoasă poate să fie. Apreciez imens că s-a păstrat aceeași culoare pentru capace și că s-a ales această nuanță absolut superbă. Mi se pare genială.
Deci, nuanța aceasta este latte taupe și hai să punem la fel așa contra mâinii și uite ce contrast frumos și nude, dar în același timp și un contrast absolut superb. Abia aștept să le folosesc și am să vă arăt și vouă ce și cum. Și cred că aș vrea să fac și un model așa cât de mic. Nu chestii complicate, că pentru chestii complicate ne ducem la salon. Așa. Bun. Și ultimul produs, un ruj. Și este iarăși un ruj din gama Eternal Glow cu factor de protecție solară 25 și de data aceasta este vorba de nuanța Dusty Blush. Nu e chiar următoarea din serie, pentru că următoarea din serie, care mie mi-a plăcut din cum arăta acolo pe ecran, mie mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut foarte mult, dar era indisponibilă temporar, bănuiesc că temporar, nu? Că trebuie să ni le cumpărăm. Așa. Și trebuie să ni le cumpărăm pe toate, nu? Da, era indisponibilă temporar și atunci am sărit la următoarea, care iarăși mi-a plăcut și este vorba de Dusty Blush. Deci această nuanță pe care o vedeți acum este Dusty Blush, recipientul, carcasa rujului absolut superbă. Vă povesteam eu că am admirat-o de la bun început și am apreciat-o foarte, foarte, foarte mult. Așa, și hai să vedem nuanța. Uite și nuanța. Dusty Rose. Și hai să facem un swatch. Să avem grijă așa, să nu... E minunată. Deci, uite, stai să vedem cum am pus. Așa. Uite. Deci aceasta este nuanța Dusty Rose. Foarte frumoasă și o să încercăm, bineînțeles, și pe buze, o să avem și un machiaj, facem și un machiaj ca să se potrivească. Da, deci aceasta este nuanța, da, foarte frumos miroase, Dusty Rose, abia aștept, vă spun că abia aștept să încercăm să vedem ce și cum. Iubițelelor! Da, cred că atât pentru videoclipul de astăzi. Ce pot să vă mai spun în plus? În plus, tricoul sau bluzița e cumpărată de la Sinsay. Așa, chiar trebuie să mai fac niște achiziții de acolo, vestimentare și să vedem poate și din alte categorii de produse, să vedem ce găsim frumos. Tot timpul e câte ceva frumos de la Sinsay. Așa, inelele sunt într-o combinație de nenumărate chestii. Aici sunt, da, aici sunt, pardon, cu excepția acestui inel absolut superb de la The Lawrence, celelalte sunt de la H&M și aici, iarăși, în partea aceasta H&M, iar aici de la o altă firmă de genul The Lawrence, dar na, între timp și-a încetat activitatea și nu cred că s-a transformat în altceva sau nu cred că și-a luat alt nume, pentru că aș fi primit cât de cât o mică, știi, un mic mesaj ceva pe Instagram spunându-mi se că de acum firma se cheamă altfel și da, putem cumpăra de acolo. Dar nu nimic, nu nimic. Na, ne pare rău, dar asta e. Cercei e tot de la acea firmă. Na, asta e. În fine. Cert este că am să vreau să mai, aici ca o mică paranteză așa înainte de final, înainte de încheiere, am văzut că au apărut mai multe firme de genul acesta, adică produse suflate cu aur, firme care comercializează produse placate cu aur și care sunt produse care sunt foarte, foarte frumoase și rezistente în același timp, adică vedeți și voi cât de bine rezistă. Mă refer acum la inelul acesta.
Vedeți și la acesta, vedeți și voi cât, aici cred că avem un pic de lac de unghii, vedeți și voi cât de bine rezistă și da, sunt niște achiziții foarte frumoase și acești cercei la fel, deci niște achiziții foarte frumoase și încântătoare, cu modele deosebite, uitați cerceii, se vede, nu sunt placați cu aur, nu au absolut nicio urmă de, nu știu, că s-ar fi dus, mă rog, din aurul folosit pentru placare, deci înțelegeți ce vreau să vă spun, dar am constatat că în Europa au apărut, mă rog, sigur, în Statele Unite și așa mai departe, dar au apărut și în Europa astfel de firme și am zis că am să mă uit un pic cu atenție, să vedem cam cât costă, cam ce prețuri practică, ce se întâmplă cu transportul, cât e de convenabil sau cât nu e. Și cred că am ochit eu așa niște firme de la care chiar aș vrea să comand, știi? Adică, în fond, oricât de mică ar fi comanda, contează. Contează și pentru firma respectivă, contează și pentru mine că îmi iau ceva frumos. Și, na, poate într-o primă fază e de preferat să nu faci neapărat o comandă foarte, foarte mare, dacă nu știi exact cum se comportă produsul respectiv, dar vă mărturisesc sincer că aș vrea să încerc, mai ales că am văzut niște modele, tot așa, lucruri deosebite, cum sunt cerceii, cum este inelul acesta, cum este inelul și inelul acesta, înțelegeți? Ceva deosebit, ceva ce nu, da, întâlnești la fiecare colț de stradă, ceva aparte. Și în plus, vă spuneam, sunt placate cu aur, ceea ce este, nu, extraordinar. Bun, iubițelelor, atât pentru ziua de astăzi. Mă bucur extraordinar de mult că ne-am revăzut. Ne vedem cât de curând cu un nou videoclip, cu o nouă emisiune. Vă pup! Și până data viitoare vă spun pa, pa!